Ora 13, doamnelor și domnilor, și așteptăm din moment în moment și cifrele venite de la grupul de comunicare strategică în privința evoluției pandemiei în ultimele 24 de ore. Până atunci avem mărturii exclusive din infernul din spitalele de la noi, trăite de unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică populară. Rapsodul Nicolae Bodgros a stat o lună și 4 zile în spital. Se simte mai bine acum, dar este în continuare dependent de masca de oxigen după ce plămânii au fost afectați în proporție de 70%. O boală care necruțătoare, nu te cruță, nu te așteaptă, nu se uite cum te cheamă, nu înțelege nimic. Ea știe un singur lucru, agresivitatea pe care o are și agresează foarte multă lume. Desigur că nu pot să mă închip unde am putut să fiu infectat, dar faptul că am fost 3 săptămâni în reanimare, multe lucruri am văzut și multe lucruri am sesizat, niște lucruri foarte grele. Grele pentru sănătate, grele pentru psihologia omului, greu pentru sufletul omului. Sunt un copil care pășesc cu așa încetișor, pot să vorbesc deja, slava Domnului, dar lucruri pe care le-am văzut acolo în reanimare, n-aș vrea să le repet, dar am văzut o grămadă lume care și-a dat seama că Nicolae Bodgros e lângă ei, că era mai mulți, eram 20 ceva de oameni și toată lumea se ruga de sănătatea mea. Cei care erau bolnavi acolo spuneau: Doamne, dă-i Doamne sănătate maestru să iasă, să cânte, să fie lângă noi, că el este omul care merită să trăiască. Am fost prin mască de oxigen, mi s-a propus intubarea, dar nici de cum n-am dorit. Nu că mi-am dorit, am spus că mai bine mor aici pe masă, aici unde trebuie să mă duceți acasă, să mor lângă copiii mei, lângă familie, dar nu pun intubare, n-am fost. Și la mine erau niște dubii în prima fază, să spun așa, dacă se recunosc, dar ce am văzut acum și nu ce am văzut, ce am simțit eu acum, vreau să le spun cu toată durerea sufletului meu, ca să înțeleagă toată lumea, absolut toată lumea, să înțeleagă că această boală e foarte necruțătoare. Ea atât de rapidă încât nu dovedește. Eu am fost afectat, plămânii mei au fost afectat 70% ceva, aproape 80%. Nu știu dacă mai are scăpare cineva de la așa ceva. Eu m-am născut în sânul lui Dumnezeu și îi mulțumesc încă o dată lui Dumnezeu și prin puterea oamenilor care s-au rugat am ajuns astăzi acasă.